Salut! Continuăm seria de mesaje intitulate Principiile Credinței. Și în următoarele trei mesaje vreau să ne uităm la ce înseamnă să crezi că Dumnezeu e Tatăl tău, ce înseamnă să crezi în Iisus Hristos cu adevărat și ce înseamnă să crezi în Duhul Sfânt. Astăzi doresc să ne uităm la credința în Dumnezeu ca Tatăl. Dacă ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu, vedem că lucrarea principală a lui Iisus Hristos nu a fost neapărat să ne aducă iertarea păcatelor sau tot felul de binecuvântări, ci să restabilească relația noastră cu Dumnezeu. Despre ce relație vorbesc? Relația pe care Adam în grădina Eden a avut-o cu Dumnezeu. Atunci când Adam, în fiecare dimineață, în răcoarea dimineții, vorbește Biblia, se întâlnea cu Dumnezeu și vorbea cu Dumnezeu. Însă, din pricina păcatului, Adam a pierdut această relație cu Dumnezeu. Iisus, prin cruce, a venit să doboare zidul păcatului. De ce? Ca noi să ne putem apropia din nou de Dumnezeu. Ca noi să putem avea o relație cu Dumnezeu. Și Cuvântul lui Dumnezeu ne zice așa de frumos, unde ceea ce primul Adam a pierdut, al doilea Adam, adică Iisus Hristos, a venit să restaureze. Iisus Hristos a fost acela cine ne l-a revelat pe Dumnezeu ca Tată. Și în Ioan, capitolul 1, de la versetul 12, citim: Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Acest pasaj ne zice ceva foarte interesant, și anume că nu toți oamenii au dreptul să numească pe Dumnezeu Tată. Nu toți oamenii au dreptul să zică eu sunt copil de Dumnezeu. Știu că poate fi un adevăr tăios, mai ales pentru o națiune care se roagă de zeci de ani Tatăl nostru. Dar în mesajul viitor vom vedea ce înseamnă cu adevărat să crezi în Iisus Hristos. Continuăm să ne uităm la ceea ce înseamnă că e Dumnezeu e Tatăl tău. E foarte important de observat că relația noastră cu Dumnezeu nu e restaurată din momentul în care murim și ajungem în cer și în prezența Lui, ci din momentul ce credem. Din momentul ce noi credem în Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor peste viața noastră, relația noastră cu Dumnezeu e restaurată. Din acel moment noi suntem copii de Dumnezeu. Din acel moment noi putem să zicem Dumnezeu Tată. E important să înțelegem că noi trebuie să ne relaționăm diferit față de Dumnezeu decât restul lumii. De ce? Pentru că ceva s-a schimbat. Ceva s-a schimbat între noi și Dumnezeu din momentul ce am crezut. Ceva s-a schimbat din momentul ce noi am crezut în Iisus Hristos și ne-am predat viața Lui. Dumnezeu a devenit Tatăl nostru. Noi putem să-i zicem lui Dumnezeu Tată. Și din păcate, așa puțin credincioși, când se roagă, îi zic lui Dumnezeu, Tată, te iubesc. Prea puțin. De ce? Pentru că încă n-au înțeles că Dumnezeu chiar e Tatăl lor. Pentru că încă n-au înțeles că se pot apropia de Dumnezeu ca și de un tată. Cu acestea spuse, vreau să ne fie ceva foarte clar. Dumnezeu nu e om. Dumnezeu nu putem să o comparăm cu părinții noștri sau bunicii noștri sau orice altă persoană care ne este nouă dragă. Nu. Dumnezeu e mult mai mult de atât. Dacă părinții noștri au fost buni sau răi, nu îi compara pe Dumnezeu cu ei. Dumnezeu e mult mai mult de atâta. Roagă-te ca Duhul Sfânt să-ți reveleze ce înseamnă că Dumnezeu e Tatăl. Și ce înseamnă aceasta în rugăciunile tale, ce înseamnă aceasta în relația ta cu El. Cu acestea spuse, ne auzim data viitoare unde vom înțelege mai bine ce înseamnă să crezi cu adevărat în Iisus Hristos. Pe curând!